Am solicitat să intervină poliția pentru că acest primar Sergiu Răcilă trebuie sancționat urgent, pentru că el dă foc aici, are o grămadă de plasmasă și rezină, resturi vegetale ard acum și inspectoratul ecologic trebuie să-l sancționeze, pentru că tot fumul acesta vine în sat și e un miros înțăpător și nu-i prea bine. De unde vreți să nu ne îmbolnăjim, oameni buni, când ea ca nu respectă? Că acum cunoașteți că este pe Facebook și pe televizor, s-a spus, nu se permite să dă foc la resturi menajere și la toate aceste, cum spun, plionc, rezină, nu se dă voie. Dar el, uitați-vă, persoană de stat, primarul, uitați-vă, el singur, la proprietatea lui alături, pe stadionul școlii, fosta școală de la Carabetovca, uitați-vă ce face primarul. Această persoană trebuie sancționată, cât mai aspru, pentru că el nu prima dată încalcă legislația. Bună ziua! Ne aflăm la proprietatea lui Sergiu Răcilă, primarul de satul Carabetovca. Uitați-vă, a dat foc la resturi menajării, plioncă, plasmas, un miros insuportabil de la fumul înțepător care vine spre casele oamenilor. Rog poliția și inspectoratul ecologic să fie sancționat această persoană, pentru că el merită. Știți că acum persoanele juridice, persoanele cu statut înalt, primari, merită amendă de la 40.000 de lei în sus. Uitați-vă, rog Ministerul Mediului să se sesizeze, domnul Ion Bulmaga, trimiteți un echipaj de la Ministerul Mediului, inspectoratul ecologic spui acum amendă. Merită acest om amendă foarte bună.